Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a catalogat afirmațiile președintelui Joe Biden referitoare la Armageddon și riscul nuclear reprezentat de Rusia drept nesăbuite. Mike Pompeo a continuat spunând că acesta reprezintă, cităm, poate unul dintre cele mai mari eșecuri ale politicii externe din ultimele decenii. Amintim că Biden a declarat săptămâna trecută la un eveniment de strângere de fonduri al Partidului Democrat de la New York că lumea riscă Armagedonul nuclear pentru prima dată de la Războiul Rece. Într-un interviu pentru Fox News, Mike Pompeo a comentat afirmațiile lui Biden, precizând că astfel de afirmații extrem de grave nu se fac la o simplă strângere de fonduri. El a amintit că administrația Trump a reușit să-l descurajeze pe Putin timp de 4 ani. Noile afirmații ale lui Biden nu fac altceva decât să complice inutil scena militară a lumii cu declarații care par neserioase. Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat vineri că Statele Unite nu văd niciun motiv pentru a-și schimba nivelul de alertă de atac nuclear și nu au indicii că Rusia se pregătește să utilizeze iminent arme nucleare. Pentru prima dată din iunie, rachetele rusești au lovit capitala Ucrainei, Kiev. Cel puțin 8 persoane au fost ucise și 24 au fost rănite. Cetățenii au fost îndemnați să caute adăpost la stațiile de metro, subterane și la alte refugii. În cursul zilei de luni au fost raportate și explozii soldate cu victime în orașe precum Odessa, Dnipro, Zaporozhia și Lviv, printre altele. În noaptea anterioară, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina pentru distrugerea importantului pod Kerch, care leagă teritoriul Rusiei de peninsula Crimea. Moldova a denunțat că 3 rachete i-au traversat spațiul aerian și l-a chemat pe ambasadorul Rusiei, cităm, să dea o explicație, încheia citatul. Creștinii evanghelici din Ucraina au denunțat oroarea atacurilor. Evanghelical Focus prezintă mesajul unui pastor din Ucraina care a denunțat că Rusia, cităm, distruge ce nu poate cuceri, adăugând un citat din Psalmul 37, versetele 14 și 15, cităm, cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să înjunghe pe cei cu inima neprihănită, dar sabia lor intră în însăși inima lor și le sfărâmă arcurile. Încheia citatul. Și alți lideri religioși au făcut apel la rugăciune și la oprirea bombardamentelor. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul oricărei mișcări de a transfera ambasada Marii Britanii la Ierusalim înainte de încheierea unui acord de pace cu palestinienii. Premierul Liz Truss a spus părții israeliene că ia în calcul mutarea ambasadei. Purtătorul de cuvânt al arhiepiscopului a declarat: Arhiepiscopul este îngrijorat de impactul negativ al mutării ambasadei Marii Britanii în Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, înainte ca un acord negociat între palestinieni și israelieni să fie semnat. El este în legătură cu liderii creștini din Țara Sfântă și continuă să se roage pentru pacea Ierusalimului. Declarația arhiepiscopului de Canterbury a venit la o zi după ce șeful Bisericii Catolice din Anglia și Țara Galilor, cardinalul Vincent Nichols, și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la planurile lui Truss. Papa Francisc și liderii bisericilor din Țara Sfântă au cerut de multă vreme controlul internațional asupra Ierusalimului, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ONU. Fostul președinte american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului și a mutat ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim în mai 2018. În perioada 25 decembrie 2022 va avea loc la Madrid a 4-a conferință spaniolă de bioetică. Pablo Martinez Vila, un cunoscut psihiatru, scriitor și vorbitor internațional, este unul dintre principalii invitați care va crea spațiu pentru reflecție și discuții asupra tuturor tipurilor de probleme de bioetică, inclusiv inteligența artificială, avortul, eutanasia și protejarea planetei. Într-un interviu pentru Protestante Digital era prezentat evenimentul din decembrie, cităm, ca și creștini suntem chemați să vedem lumea și să trăim în lume cu mintea lui Hristos, ceea ce numim o viziune creștină asupra lumii. Societatea noastră subminează subtil, dar intenționat demnitatea umană. Înțelegerea spiritului acestui viac nu este un lux rezervat unor creștini gânditori sau intelectuali, ci un exercițiu necesar pentru fiecare credincios. Creștinii se bucură de natură, ne pasă de natură, dar nu ne închinăm naturii. Ecologismul nu poate deveni un idol. Ecologia nu poate fi o nouă formă de religie. Tratarea animalelor ca pe oameni și pe oameni ca pe animale este una dintre cele mai rele trăsături ale timpului nostru.
Alfa.